Bună, fetele! Foarte multe dintre voi mi-ați cerut să fac colecția mea de geluri de duș. Eu nu consider că am o colecție, doar că am câteva geluri, așa că m-am gândit să vi le arăt și vouă, pentru că v-ați dorit acest lucru și, evident, țin cont de părerile voastre. Voi începe să vă arăt gelurile, să știți că nu sunt foarte multe și nici nu sunt geluri de brand, să zic așa. Sunt geluri obișnuite, la prețuri chiar foarte mici și sper să vă placă. Din păcate, astăzi nu o să mă vedeți pentru că nu arăt foarte bine. Haideți să începem. Primul gel de duș este acesta de la Sien, din gama Med. Este, de fapt, o cremă uleioasă de duș. Așa cred eu că se traduce. Este pentru pielea sensibilă și are 300 de ml. Ideea este că îmi place foarte mult cum miroase. Încă nu am folosit acest gel de duș. Să-mi spuneți dacă vă plac gelurile de la Sien. Încă un gel de la Sien este acesta. Nu știu cât puteți observa că lumina mea este foarte proastă. Este un gel la fel pentru pielea sensibilă cu aloe vera, dar are 250 ml și acesta nu știu ce are aici. Acesta este în uz, deci îl folosim pentru igienă. Apoi încă un gel care este în uz, este acesta, foarte micuț, vedeți că am folosit aproape jumătate din el. Are 50 de ml și este cu floare de tiare și ilang ilang. El e de la Yves Rocher și îmi place mult cum miroase, are un miros condimentat, deși eu nu prea prefer mirosurile florale, să zic așa, dar acesta îmi place. Încă un gel de duș de la Yves Rocher este acesta, este cu mandarine și lemn de cedru, are 200 de ml și miroase la fel foarte bine, dar nu l-am folosit încă, nu știu să vă spun mai multe despre el, dar ca și idee miroase foarte bine. Următorul gel de duș, mă rog, este un spumat și este de la Avon, este acesta cu migdale dulci. Îmi place mult cum miroase, dar nu prea mai este vremea lui, să zic așa, nu mai este vremea spumantelor, dar cu siguranță când se va răci afară îl voi folosi. El are 500 de ml și abia aștept să îl încerc. Apoi încă un gel de duș de la Sien, este acesta. Are 300 de ml și el. Este de fapt o cremă de duș care se numește Flower și este cu ilang ilang și vanilie. Să îmi spuneți dacă ați încercat acest gel de duș pentru că îmi place foarte mult mirosul, dar deocamdată am două geluri deschise, dar nu cred că mai pot rezista și îl voi pune și pe acesta în uz. Apoi am acest gel de duș, este de la Palmolive, Aroma Sensations, cu ceai roibos, trandafir și migdale. Miroase foarte bine și acesta are 250 de ml. Chiar îmi place mult de tot cu miroase. Nici pe acesta nu l-am folosit, deși pare că-i folosit, dar nu, nu este. Și da, sper să-mi placă și să nu-și schimbe mirosul în contact cu apa. Încă unul este tot de la Palmolive, se numește Feel Glam Rose, habar n-am cum se citește, este cu fructul dragonului, mure și something, cred că vanilie e asta, dacă nu mă înșel. Acesta este așa sidefat, nu știu dacă puteți observa. Și are și particule abrazive, niște particule foarte, foarte fine abrazive. Pe acesta l-am folosit odată, doar așa pe mâini, să văd cum se simt acele particule și sunt foarte fine, deci nu poate fi numit exfoliant. Încă un gel de duș este acesta de la Duș Das. Cred că e ceva nemțesc, nu știu sigur, este cu vanilie
și îmi place mirosul. Persoana care mi l-a trimis știa că îmi place vanilia. Are și acesta 250 de mililitri. Și iubesc mirosul de vanilie, evident. Și ultimul gel de duș este acesta. Beauty Elements. Este tot de la Sien, după cum puteți observa. Dar este un gel de duș scrub cu water lily și water mint, apă de something și de... Vedeți că are așa niște particule, nu știu dacă puteți observa și nu știu cât focalizează telefonul meu, are așa niște particule și miroase foarte bine, abia aștept să-l folosesc, nu l-am folosit și sunt puțin intrigat așa. Îmi place mult și ambalajul. Bun, acestea au fost gelurile mele de duș. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă da, vă aștept cu like, cu subscribe și vă rog să deschideți bara de descrieri pentru că acolo veți găsi mai multe informații despre mine. Până data viitoare, eu v-am pupat. Pa, pa, fetele!